am descoperit în felul următor, că dacă ai burtă, plutești mai bine. Salut prieteni, suntem la Arsenal Park, Aqua Park mai bine spus, o zonă super, super calmă, dacă vrei să vii, să te distrezi, să petrești timp împreună cu familia. Unde fugiți? Ceau, ceau! Ela, când mergem pe să escaladăm ăla sau să ne dăm cu tiroliana? Tu nu? O să vreau să urc și să mă dau pe tiroliana și să-l și escaladez. Bla, bla, bla! Sunt 450.000 de grade în mașină. Cum ești, Ela? Fierbântată. Și cum acum nu e în apele lui că a pierdut telefonul. Să înțeleg că n-aș facă-mi pierzi ceva, te enervează acum. Țin minte atunci când am pierdut eu banii aia la bursă, ce m-am enervat. Ce? Partea asta. Partea asta dacă vine în vlog, mă, să vedem dacă avem ce să băgăm și pare interesant. Băgăm și în vlog. Spune ceva, să dăm de băgat pe vlog. Zi o porcărie, zi ce vrei. La autobuză. Ce anume? Autobuzele. Care autobuză, mă? Oricare. Îți pleacă autobuzele? Da, toate feluri. Aha. Și unde să duc? Alea de pe vremea lui Ceaușescu, este cea mai indicată. Și mai pune vremea lui Ceaușescu. La Marco, am văzut o postare astăzi pe Facebook în care spunea cineva: tot îl plângeți pe Ceaușescu. Ia gândiți-vă acum cum era fără aer condiționat. Ia zi, Marco, cum ar fi fost viața ta fără aer condiționat? Dar n-ai de o să știi. Ca și un copac. Ai fi stat la umbra cringilor tale? Adică, ca să o iau iară pe frumă, ar fi viața mea ca și cum aș fi într-un autobuz fără. Deci nu vă faceți griji, cam asta poate fi un dialog după ce stai în soare atâtea ore. Ce te aștepți la ceva inteligent? Subiecte de interes național. Ce subiecte de interes național? Marco și așteaptă autobuzul. Prea slăvește vechiul sistem socialist. Sunt distrus. Ce ai spus? Te ascult. Nimic. Repetă ce ai spus mai devreme. Ești un bou drăguț. Nu. Spune ce ai spus și cum ai spus. Fiindcă m-ai enervat, am zis, ești un bou. Nu. Tonalitatea face muzica. Cum ai spus? Nu mai simt același lucru. Acum. Nu mai simți același lucru acum? Nu. Acum nu mai sunt bou? Ba ești, dar nu mai simt tonalitatea. Forma corectă, Tania. Da, Tania, și scuză-mă, Alina. Dacă era nevinovată. Am un circuit pe care o să-l fac și eu după și o să vi-l arăt exact în ce constă pentru trenul inferior, pentru picioare. Iar Ioana, bineînțeles, graviduța noastră, lucrează la sol exerciții pentru graviduțe. Gata antrenamentul de grup, mă duc repede să mă schimb, îmi iau bicicleta și mă duc să, și voi face același circuit, dar o voi face în aer liber. Wow! Gata, m-am schimbat. Mi-am pregătit circuitul, îl iau cu mine, mă urc pe bicicletă și dau drumul.
să fac antrenamentul în aer liber. Uitați cât de greu se despart oamenii de sală și de antrenamente de tot. Știu că vi se rupe inima să plecați după un așa antrenament. Ați vrea să mai fi continuat? Ne-am tras așa tare azi! Și bineînțeles, acum gust o băutură, dacă mâine nu o să mai fiu, să știți că am băut din zeama minune. Zeamă! Spune-mi din ce ai făcut. Pepene verde, adică roșu, ananas și afine. Pepene roșu, ananas și afine, nu? Da. Bagă vitamina C acolo. Sper că nu-mi crește și mie burtica. Seara are o foarte multă fructoză, îți crește nivelul de energie și nu e ok, plus că fermentează în stomac. Ești nu. Îmi face rău salată. Meniu. Bravo, salată. Da? Ok. A? Rău. Luni, dacă facem yoga, Paul? Da. Yoga face și Nani. Ok, ciao. Nu e deloc confortabil drumul. E un drum de țară, undeva în afara orăștiei, undeva e un fel de baraj stăvilar, nu știu cum îi spun cei de aici. Ups. Unde o să fac antrenamentul? E bine că e mai răcoare acum. Am ajuns, aici voi face antrenamentul, este o zonă în care vin foarte mulți. Vin unii și fac baie. Gata antrenamentul din această seară, am să vă las imediat la final rutina, în ce a constat. Am lucrat undeva până în 17 minute, cu tot cu pauză, cu telefon. Acum mă îndrept spre casă, mi-am încheiat și ziua. Simt această senzație, această stare plăcută, ca atunci când ți-ai îndeplinit tot ce ți-ai propus în ziua respectivă. Aproape tot, cel puțin cele 3
cele trei lucruri care sunt esențiale pentru dezvoltarea ta. Te-am salutat, dacă îți place materialul, dă un like, dă un share, nu uita să te abonezi. Ne auzim și nu uita, schimbare prin mișcare, e singura formă de dezvoltare personală pe care o cunosc.